20 de doctori și asistenți medicali moldoveni vor pleca în România pentru a-și ajuta colegii de peste prut în lupta cu noul coronavirus. Aceștia vor activa la Spitalul Modular Lețcani din Iași. Anunțul a fost făcut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență de la București, Raed Arafat. Urmează să ajungă colegii din Moldova să participe alături de colegii noștri din Iași în îngrijirea pacienților. Este nevoie mare și chiar sunt bineveniți că să sprijine, că să permită creșterea numărului paturilor din Spitalul Lețcani. Potrivit șefului DSU, specialiștii moldoveni vor lucra cot la cot cu cadrele medicale militare și civile de la Spitalul Modular. Colegiul Medicilor din România urmează să emită documente temporare de practică medicală. Raed Arafat a menționat că propunerea de ajutor a venit din partea autorităților de la Chișinău. Am primit prin Ministerul de Externe și către Ministerul Sănătății și către Ministerul Afacerilor Interne ofertă Republicii Moldova de a trimite cadre medicale. Am încercat să aflăm mai multe informații de la autoritățile din țara noastră, dar nu am primit vreun răspuns. Ministrul Sănătății Alan Emerenko avea telefonul deconectat, iar secretarul de stat Svetlana Nicolaescu nu ne-a răspuns la apeluri. L-am sunat și pe consilierul Ministrului Sănătății Ștefan Botnar, dar acesta ne-a cerut să contactăm ofițerul de presă al instituției. I-am amintit lui Botnar că Ministerul Sănătății nu are un ofițer de presă, iar din această cauză comunicarea cu această instituție este complicată în ultima perioadă, fiindu-ne tot mai greu să obținem informații de interes public. Într-un final, acesta ne-a cerut să expediem o solicitare oficială la care nu am primit deocamdată un răspuns. Am încercat să obținem detalii și de la Ministerul de Externe. Purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, a declarat că urmează să verifice informația și să vadă cine va face comunicarea detaliată la acest subiect. Într-un final, am aflat că aceasta este o inițiativă a guvernului de la Chișinău. Purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, ne-a declarat că urmează să fie stabilite toate detaliile și, cel mai probabil, luni vor fi oferite informații suplimentare. Taburceanu ne-a confirmat că toți medicii și asistentele medicale sunt din Chișinău, iar atunci când echipa va pleca în România, va fi organizat un eveniment public. Anul trecut, România a trimis o echipă formată din 42 de medici și asistenți pentru a sprijini sistemul de sănătate din țara noastră.